Vitamina E este un nutrient fundamental pentru organism, dar poate provoca toxicitate. Dacă se depășesc maximele zilnice stabilite, apare supradozajul. Descoperiți în ce constă toxicitatea vitaminei E și ce efecte are asupra sănătății. Cantitatea maximă tolerabilă de vitamina E pentru oameni este de 1000 de miligrame pe zi. Trebuie remarcat faptul că suplimentarea nu este recomandată în orice context. De exemplu, sportivii nu trebuie să consume constant asemenea suplimente. În caz contrar, adaptările musculare pot fi reduse din cauza efectului antioxidant ridicat. Acest lucru este sugerat de un studiu publicat în Jurnalul Internațional de Cercetare a Mediului și Sănătate Publică. Supradozajul cu vitamina E poate duce la sângerare. Vitamina E interferează cu capacitatea anticoagulantă naturală a sângelui. Riscul de a suferi un accident cerebrovascular crește. Excesul de vitamina E poate să interacționeze cu medicamentele. Toxicitatea vitaminei E potențiază acțiunea anticoagulantă a aspirinei. Există și o interacțiune cu tamoxifenul, un medicament indicat pentru tratamentul cancerului de sân. Pacienții cu această patologie oncologică ar trebui să primească doze mici de suplimente. În plus, există și interacțiune cu imunosupresoarele, așa că aceleași criterii se aplică și pacienților cu transplant. Suplimentele de vitamina E sunt benefice pentru cei care au o carență. De asemenea, sunt ideale pentru pacienții cu patologii inflamatorii sau cu probleme de absorție a grăsimilor din cauza unor modificări ale capacității intestinale. Vitamina E este indicată chiar și la sportivi, dacă starea de oboseală este foarte puternică. Durata de administrare nu trebuie să depășească 2 săptămâni. Desigur, multe persoane consumă acest supliment cu scopul de a-și îmbunătăți aspectul pielii și al părului sau funcția imunitară. Însă există mai multe alternative cu risc mai mic de toxicitate. De obicei, se recomandă o dietă variată și echilibrată. Relatează dozadesanatate.ro.